Instrucțiuni pentru utilizarea parcometrului, plata parcării publice cu cardul. Ne apropiem de parcometru, apăsăm tasta ON. Parcometru se deschide, avem două opțiuni, parcare cu număr autoturism sau încărcare card tripaid. Validă este doar parcarea cu numărul de autoturism, validăm cu tasta verde, introducem numărul de matriculare. Verificăm dacă am introdus numărul corect. În cazul în care numărul nu este corect, ștergem cu tasta portocalie, corectăm, validăm că numărul este corect. Avem disponibile 3 metode de plată, doar 2 sunt active, plata cu monede, plata cu card bancar. Așa cum am spus, selectăm pentru plata cu card bancar, apăsăm plus. Putem opta pentru un interval mai mare. Parcometrul ne afișează până la ce oră va fi disponibilă parcarea cu această sumă. Vom achita 2 lei, minimul de plată, o oră, validăm. Iar acum avem 3 posibilități, plata cu chip, plata cu NFC, plata cu cardul contactless. Vom plăti contactless. Plata a fost validată, ridicăm tichetul, dorim chitanță da sau nu. Și acum ridicăm chitanța. Cu tichetul mergem la mașină, îl punem pe bord la un loc cât mai vizibil pentru a putea fi interogat de polițiștii locali.